Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre un parfum pe care îl aștept de o lună. Un parfum care a devenit foarte popular de la această casă, cunoscută în ultima perioadă, în ultimele luni. Și unul dintre toate aceste parfumuri a devenit foarte popular. Mai este unul care mă tentează de la această casă. Este o casă din Italia și se numește Profumo di Firenze, iar parfumul are legătură cu înghețata, cu gelato mai exact, și se numește Buontalenti. Haideți să vorbim puțin despre Buontalenti și de ce acest parfum trebuie să fie o înghețată cremoasă și lactonică, cu biscuiți și cu fructe, cu banană, cum spune lumea. În această lună am avut timp să-mi fac tot felul de idei despre acest parfum și deși am zis că nu mai fac unboxing-uri, nu pot să mă abțin. Am așteptări și vreau să văd dacă se potrivesc cu parfumul. Cu acest parfum, Profumo di Firenze, Buontalenti. Vorbim puțin despre Bernardo Buontalenti, un scenograf care a creat înghețata italiană în secolul al XVI-lea, pe care a numit-o gelato și este o traducere directă a cuvântului înghețată în italiană. Catherine de Medici, regina Franței, favoriza desertul lui Buontalenti. Acest lucru a făcut ca gelato să se răspândească în toată Europa. Gelato se prepară din trei ingrediente principale, lapte integral, zahăr și smântână, și din ce am înțeles eu, că nu ne mai interesează așa, despre înghețată neapărat, acest desert, înghețata aceasta, este mai cremoasă decât înghețata normală și este vorba despre temperatură. De exemplu, spune în acest articol, unde am găsit eu aceste informații, că o diferență între gelato și alte tipuri de înghețată este modul în care este depozitat și cele mai multe magazine de deserturi își păstrează înghețata la minus 20 de grade, iar gelato este depozitată între minus 5 și minus 2 grade. Deci, cam asta este. Producătorii de înghețată o bat într-un ritm lent pentru a evita ca aerul să pătrundă în amestec. Acest lucru permite ca desertul să aibă arome mai puternice și o textură mai fină în comparație cu alte înghețate. Pot să vă spun că am mâncat și gelato la Roma și nici nu mai știu cum era pentru că a trecut prea mult timp. Dar haideți să trecem la parfum și să vorbim despre Buontalenti. Am vrut așa să vă fac o introducere și să înțelegeți de ce mă aștept eu ca Buontalenti, care este numele, trebuie să ce legătură are cu înghețata. Ok, hai să vedem. Este un parfum lansat în 2019, dar la noi a devenit popular recent, pentru că eu nu-l știu de mult, de exemplu. Și ca și note are banană, caise, piersici și fructe roșii. În mijloc avem cocos, vanilie și zmeură. Iar în bază avem toffee, cookie, caramel și mosc. Mă aștept ca acest parfum să fie unul cremos, fructat, dulce, cu mult caramel. Îmi imaginez așa o înghețată cu mai multe cupe, fructat, cu fructe, cu diferite fructe și cu un caramel și cu bucățele de biscuiți și cu un caramel așa care curge peste această înghețată. Oh my god! Hai să-l deschidem și să vedem. M-au dat înapoi unele persoane care spuneau că de fapt acesta este un fructat proaspăt, dar cum să fie un fructat proaspăt cu notele astea, cu baza asta atât de gurmandă? Și da, astăzi vorbim despre prăjituri, că tot mi s-a recomandat să vin cu rețete de prăjituri și nu cu parfumuri. Bineînțeles că pe mine m-a amuzat treaba asta. Să știți că nu mă pricep la prăjituri, nu știu să fac, dar îmi place să mănânc prăjituri și nu refuz.
Și îmi plac și parfumurile prăjituroase. Așa arată cutia. Așa arată această cutie minunată. Oh, ce sticlă drăguță! Avem aici o cărticică. Se pare că mai avem și despre alte parfumuri aici. Oh, da, despre toată gama asta gurmandă. Mai avem fior di pane, ci că miroase a pâine, pâine caldă. Of. Și mă mai tentează și latte mandorlo, e cu migdale, cu lapte. În fine, are și ceva mai spicy. Dar da. Și așa arată sticluța noastră. Are 100 de mililitri, parcă, nu mai țin minte. Este o sticlă frumoasă, simplă, elegantă. Avem Am zis eu că aici. nu mai fac unboxing-uri, dar mi s-a părut că este un parfum pe care l-am așteptat atât de mult și mi-am făcut atâtea idei despre el și mi l-am imaginat în toate felurile posibile gurmande și astăzi a ajuns la mine. Așa că am zis, trebuie să filmez neapărat un video. O să dau și pe mână. Oh, se simte dulce. Vai, vai, da. Da. Nu, este exact ce voiam să fie. Este prăjituros, este gurmand, nu? Are deschiderea de fructe așa puțin acrișoare, dar tot prăjituros este și tot dulce. Este de fapt că am înțeles că ar fi un parfum destul de liniar, dar am eu impresia că se îndulcește din ce în ce mai mult și da, miroase a prăjiturii, că miroase foarte bine, foarte bine. Se simt biscuiți, se simte vanilie. Nu știu banana asta cum să o... Este ceva și ca un milkshake așa de banană, dar clar, pot să vă dau rețeta unei prăjituri aici, dacă vreți. Avem biscuiți, avem vanilie, avem un caramel. Este foarte finuț parfumul, nu este nimic așa foarte mult deranjant. Nu este nimic. Este gurmand, gurmand, 100% gurmand, dar finuț, lactonic, cremos, cu fructe, cu biscuiți, cu cookies. Nu este foarte dulce, chiar dacă este 100% gurmand, nu este foarte, foarte dulce. De exemplu, Lyra sau Ceirosa 71, care acela este cu macadamia, dar v-am zis că îmi miroase și a biscuiți. În zona aia de gurmand, dar cu deschiderea fructată și proaspătă, dar totodată dulce. Cum să zic, se simt, ca să înțelegeți ce am vrut să spun cu deschiderea fructată, dar totodată dulce, am vrut să spun că se simt fructele un pic acrișoare, dar pe o bază dulce. Vreau să mai dau, vă dați seama că știți că eu las parfumurile o perioadă și oricum v-am zis că pentru mine unboxing-urile nu sunt relevante, dar mi s-a părut interesant să ne distrăm puțin și să vedem ce așteptări aveam eu de la parfum și dacă este așa. Pentru că și dacă el se mai schimbă sau se dezvoltă sau o să fie mai bun, cu siguranță o să fie mai bun, nu mai rău. Dacă era ceva ce nu se ducea în zona ideilor pe care mi le-am făcut eu, cu siguranță vă spuneam. Sau reveneam peste ceva timp cu update, că așa fac. Dar da, este un parfum gurmand, este lactonic, se simt biscuiți, dar v-am zis ca și idee, să vă faceți o idee, vă duceți în zona lui Ceirosa 71, doar că nu este atât de dulce, acesta este și fructat, aici avem și un milkshake cremos de banană, dar avem și o aromă de cookies, e finuț,
Ceruza 71 când este pulverizat e pur și simplu necăcios. Nu, acesta este finuț. E finuț, e gurmand, e frumos. Și acum mă întrebam eu de ce vorbeau fetele vara despre parfumul acesta și spuneau că poți să-l porți și vara fără probleme, pentru că deși este un parfum gurmand, nu este foarte dulce. E foarte frumos. Și da, poți să te gândești la o înghețată, la un bol din acela de înghețată, cu o cupă de vanilie, o cupă de fructe roșii, una cu banană, de exemplu, ele fiind făcute cu lapte și cremoase, și pe deasupra cookies presărați așa, bucățele de cookies presărate peste acest bol cu înghețată și cu niște caramel pus pe deasupra. Cam așa miroase parfumul acesta. E delicios, este finuț, este frumos. Sunt sigură că o să se mai așeze și o să se mai adune, cum să vă explic eu. Mi se pare că după primul puf, după ce ai folosit un parfum, el atunci începe să se dezvolte. Nu știu cum, dar așa se întâmplă. Îmi place, este lactonic, este plăcut, este gurmand, nu este foarte dulce, asta îmi place. E perfect așa cum este. Cam atât cu Profumo Diferențe. Sper că v-a plăcut acest unboxing. Am vrut să împărtășesc treaba asta cu voi și să vă spun ce așteptări aveam și cum mi se pare parfumul. Este ce trebuie, am așteptat o lună de zile ca să descoper un parfum foarte frumos. Mi s-a întâmplat să aștept o lună și să vină un parfum care să nu mi se potrivească și atunci chiar e nasol, dar acum sunt super încântată de Bon Talenti. Asta mă face să am curaj și să mă îndrept și către altele, către Matilda, de exemplu, care ar fi o piersicuță pufoasă, dar și către ceva din gama asta de gurmande, nu știu dacă m-aș duce înspre pâine caldă, pâine scoasă din cuptor, nu știu dacă m-aș duce înspre asta, dar cred că m-aș duce cu siguranță înspre latte mandorla. Cu lapte, migdale, trandafir... nu cred. Cred că de la... Profumo Diferențe m-aș duce înspre Matilda momentan. Altele nu am analizat. Mai sunt și altele în afară de gama asta gurmandă. Dar cel mai frumos cu siguranță și cel mai potrivit pentru mine este Bon Talenti, care este minunat. Foarte frumoasă sticla. Foarte, foarte, foarte frumoasă. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Spuneți-mi și voi în comentarii dacă ați testat parfumul ăsta și cum vi se pare. O să mai revin cu impresii despre el, desigur, pentru că o să-l port. Și da, mi se pare un parfum pentru perioada rece, în mare parte, dar îl văd purtat primăvara, îl văd purtat vara de vreme. E destul de versatil și e delicios, vă spun. E delicios. O să mai discutăm despre... persistență, dar da, la primul nas e ce trebuie și este exact cum îmi place mie. Vreau să vă spun că am o problemă cu unghiile și că o să apară așa în următoarele clipuri poate, pentru că de câteva luni îmi pun singură unghiile cu ojă semipermanentă și gel și așa mai departe. Și când ți le faci tu, trebuie să găsești timp ca lumea ca să le faci bine. Ideea e că până acum mi-au ținut foarte mult și peste o lună de zile am stat cu ele. Dar luna aceasta, de data aceasta, am greșit ceva. Sincer să fiu, nu prea am avut răbdare și nici chef și mi-a sărit oja. E prima dată de când mi le fac, când îmi sare vârful, dar da, ca să știți că trebuie să-mi găsesc
câteva ore bune în care să stau să mi le fac și e mai complicat decât coja normală, dar e mai simplu după ce mi le fac și n-am treabă o lună de zile. E super bine. Da, ne vedem în curând cu un video nou. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. Împărtășiți clipurile mele cu prietenii voștri, pentru că asta mă ajută foarte mult. Nu uitați să lăsați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când eu pun un video nou. V-am pupat! Pa, pa!